Fraților, astăzi vorbim despre Mama Rusie, mai exact mama lui Mama Rusie, tipa care a condus și modernizat Rusia, o femeie așa de interesantă că apare și în filmele americanilor, fără să fie caricaturizată sau privită de sus. Știm despre Ecaterina cea Mare că o mulțime de ofițeri tineri i-au trecut prin pat, dar femeia asta a deținut puterea supremă într-o țară ca Rusia timp de 34 de ani. Și ăsta nu e un lucru mărunt. Ea a ajuns să conducă Rusia în urma unei lovituri de stat, furând domnia de la propriul ei fiu. Și imperiul s-a extins sub domnia ei prin cucerire, dar și prin diplomație. Perioada în care a fost la putere e considerată epoca de aur a Rusiei și Ecaterina credea în evoluție. De exemplu, s-a lăsat vaccinată împotriva variolei atunci când vaccinurile erau o idee controversată, ca acum. Și apoi a insistat ca toți supușii ei să fie vaccinați și ei. Întrebarea e, cum a ajuns să ai o asemenea influență în istorie și cum decurge copilăria unei reformatoare ca Ecaterina? Vă spun eu chiar acum aceste 10 povești din primii ani de viață a Ecaterinei. Da, înainte să începem să vorbim despre mama la Rusia, am un anunț de făcut. De pe 4 pe 8 iunie, adică săptămâna viitoare, de marți până sâmbătă, la Printoteca Lipscani, o să avem deschis un pop-up shop, unde ne expunem toate tricourile noastre pline de glume proaste despre literatură și bonus lansăm și 3 modele noi de tricouri care vor fi disponibile în premieră. Bonus la bonus, vom fi și noi acolo, miercuri seară de la 6 la 9 și sâmbătă când va prin timpul zilei. Prin noi mă refer la eu și Flavia. Moise s-ar putea să n-ajungă care de despărți niște mări. Da, cine știe. Bonus la bonus la bonus, facem și un schimb de cărți. Luați cu voi o carte pe care ați citit-o deja, o lăsați la noi în coș să se bucure și alții și vă luați altă carte proaspătă din coș. Noi aducem Dexul și alte 10 pe care o să scriem vorbe de duh, ca să dăm startul cum trebuie. Înapoi la Ecaterina. You'll never have the sacred stone. 1. Țarina nu era rusoaică. Sigur, i s-a dus buhul ca lider al Rusiei timp de 34 de ani, dar Ecaterina cea Mare nu era rusoaică. Și nici nu o chema Ecaterina, ci Sofia de Anhalt-Zerbst, prințesă germană. Tatăl Sofiei era un prinț obsedat de ordine și disciplină, lăudat pentru conștiinciozitatea lui. Prințul s-a căsătorit la 37 de ani cu prințesa cea minoră, adică Johanna Elisabeta de Holstein-Gottorp, care avea la vremea respectivă doar 15 ani. Adică, la vârsta la care noi începem liceul, Johanna trebuia să producă o prințesă, împreună cu cineva care putea să-i fie lejer tată. Așa cum se făcea la vremea respectivă, căsătoriile celor bogați erau niște alianțe matrimoniale nesimțite. Nimeni nu te întreba de dragoste și fetele nu erau consultate în privința viitorilor soți, așa că adolescenta n-a avut de ales. Problema mai mare era că temperamentele viitorilor părinți erau complet diferite, ca și cum o influenceriță de Instagram ar fi luată de soție de un contabil de vârstă mijlocie. 2. Mama ei nu prea a vrut-o, mai ales că nu a fost băiat. Având în vedere circumstanțele legate de căsnicia ei, nu e de mirare că Sofia sau viitoarea Ecaterină nu a fost un copil dorit. Johanna, mama Ecaterinei, s-a născut într-o familie bună, dar săracă. Apoi a fost crescută de nașa ei, o ducesă, iar casa proaspătului soț era departe de extravaganța cu care se obișnuise. Pe 21 aprilie 1729, Johanna, mama Ecaterinei, în vârstă de 16 ani, a născut-o pe Sofia și a fost foarte dezamăgită să vadă că aceasta nu era băiat. Mai rău, mama nu prea avusese timp să descopere sentimentele materne și a petrecut 19 săptămâni la pat după naștere. Nu își alăpta și nu își mângâia fica. Refuza să o țină în brațe. La un an și jumătate după venirea pe lumea Sofiei, Johanna a născut un fiu bolnăvicios care a devenit preferatul ei. Evenimentul e surprins în memoriile Ecaterinei, care a ajuns să-și urască fratele și să fie geloasă pe afecțiunea primită de el. Citat: mi s-a spus că nașterea mea nu a fost întâmpinată cu mare bucurie. Tata mă considera un înger. Mama nu mi-a acordat nici măcar o fărâmă de atenție. Un an și jumătate mai târziu, ea a adus pe lume un fiu pe care l-a idolatrizat. Eu eram copilul tolerat și deseori mustrat cu o mânie și cu o brutalitate nemeritate. Simțeam toate aceste lucruri fără a înțelege foarte bine motivele. 3. A avut o educație complexă. Principala influență din copilăria asupra Sofiei a fost doica ei, franțuzoaica Elizabeth Cardell, care i-a înțeles singurătatea și nevoia de afecțiune și a devenit o figură maternă. Ea e cea care i-a insuflat iubirea pentru limba franceză. Ecaterina avea de mică logică, subtilitate și pasiune, dar mai ales memoria a ajutat-o. Citat:
Lumea a remarcat de timpuriu că am o memorie bună, motiv pentru care eram în permanență silită să învăț totul pe de rost. Am și acum o Biblie în germană în care toate versetele pe care le-am memorat sunt subliniate cu roșu. Am mai învățat o sumedenie de lucruri care îi vor fi folositoare ca regină. Pastorul Wagner, ales de tatăl ei, a învățat o religie, geografie și istorie. Dar Ecaterina nu lua de bun tot ce îi spunea acesta și avea discernământul de a pune mereu întrebări, chestionând educația religioasă. Ea nu înțelegea de ce Dumnezeu îngăduia ororile care se vor petrece la judecata de apoi și, sensibilă, era îngrozită de aceste idei. De asta probabil a zis mai târziu că pastorul Wagner era un nătâng. De când mă știu, am tins să ascult doar de glasul blândeții și al rațiunii și să mă răzvrătesc împotriva oricărei forme de constrângere, a scris ea. 4. Mama a încercat să-i găsească soț încă de când avea 8 ani. Deși o făcea urâtă și obraznică pentru a-i limita spiritul independent care se dezvolta, Iohana a încercat să o mărite pe Sofia de timpuriu. O ducea la curte și vorbea cu rudele ei despre posibili soți. Fata era bucuroasă, abia aștepta să scape de familia ei. Nu e ca și cum putea să plece singură de acasă. Singura ei salvare era măritișul. Nu avea șanse bune la un mariaj reușit. În primul rând, nu era prea frumoasă înainte de adolescență, într-o epocă în care soțiile nu erau mai mult decât un trofeu depus pe piedestal. Avea un chip banal și o bărbie îngustă și ascuțită, pe care doi ca ei o învățase să o țină retrasă. De asta, Ecaterina s-a concentrat pe dezvoltarea inteligenței și cunoștințelor din toate domeniile. Primul posibil soț era o victimă a căsătoriilor între veri din toată Europa. Carol Peter Ulrich, duce de Holstein, bolnăvicios, cu ochii bulbucați și sfios, acesta era totuși nepotul țarului Petru cel Mare al Rusiei și viitorul rege al Suediei, dar n-a ieșit. 5. S-a transformat din rățușca cea urâtă în lebădă. Când a ajuns la vârsta adolescenței, tânăra prințesă germană a început să se schimbe în înfățișare și să frângă inimi. Citat, la vârsta de 13 ani era zveltă, avea un păr mătăsos, castaniu închis, o frunte înaltă, ochi strălucitori de un albastru închis și o gură frumos arcuită ca un boboc de trandafir. Dar și celelalte calități ale sale începeau să atragă atenția. Era inteligentă și ageră la minte. Un conte suedez practic a implorat-o pe mama ei să îi acorde mai multă atenție fiicei, fără rezultate prea bune. E clar că dacă mama ta e convinsă că ești o loază, nimic din ce aude de la cunoștințe nu o să o facă să se răzgândească. 6. A descoperit de mică plăcerea sexuală. Ce poate fi mai dubios decât să fii surprins atunci când încerci să-ți dai seama cum să-ți provoci singură plăcere? Dar cumva Ecaterina nu a fost prinsă niciodată, deși ocaziile au fost multe la număr. Așa cum povestește chiar ea în memoriile ei. Citat, la 13 sau 14 ani se retrăgea deseori în camera ei noaptea, frământată de o tensiune nervoasă. Pentru a-și găsi liniștea, se așeza pe pat, își punea o pernă tare între picioare și călărea pe un BDV-ul imaginar. Galopam până la epuizare. Cameristele ei auzeau zgomotele și intrau în cameră să descopere ce se întâmplă, dar n-au prins-o niciodată. Mereu se prefăcea că doarme. 7. A fost curtată de unchiul ei. Dovadă că Europa din trecut era condusă de nobili cu același sânge, care se tot înmulțeau și apoi se nășteau mai bolnavi, mai firavi, mai monstruoși fizic, și Sofia a trecut printr-un episod în care iubirea pentru familie e dusă la extrem. Fratele mai mic al mamei ei, Georg Ludwig, s-a îndrăgostit nebunește de ea. S-au sărutat de câteva ori și Sofia a ajuns să fie deschisă la ideea de mariaj cu ruda ei de sânge, cu 10 ani mai în vârstă decât ea. Și asta deși de ceva vreme visul ei era să devină regină. Îi plăcea unchiul ei că era chipeș, cu ochi frumoși și pentru că îi cunoștea firea. Și era obișnuită cu el, pentru că ce bărbat nu vrea să audă această declarație de dragoste de la persoana pe care o curtează. Încercați să le spuneți iubiților voștri că sunteți obișnuite cu ei și sunt curios ce reacție o să aibă. Până ca Sofia să spună da și să devină poate cea mai fericită nepoată soție, a intervenit Rusia. Cuvintele astea se pare că le tot auzim în istorie, chiar și aproape 300 de ani mai târziu. 8. A plecat din Germania la 14 ani. Îl mai țineți minte pe ducele Holstein, cel bolnăvicios cu ochii bulbucați? În 1742, el a fost adoptat de împărăteasa Elisabeta a Rusiei, care cuceriste puterea după o lovitură de stat și a fost desemnat moștenitor al tronului rus. Pentru asta a trebuit să renunțe la tronul Suediei. El era vărul Iohanei, mama Sofiei, deci vărul viitoarei Ecaterina.
Elisabeta i-a trimis Iohanei de veste și a invitat-o la curte, dar a insistat ca Sofia să vină cu ea, dar fără tatăl ei. Vizita asta a fost mai complicată decât o misiune a lui James Bond. Mama și fiica trebuiau să călătorească incognito până la Riga, la granița cu Rusia și să nu spună nimănui unde se îndreaptă. Tatăl Sofiei s-a simțit insultat de excludere, dar până la urmă și-a dat acordul pentru căsătorie. I-a scris și fiicei lui o listă de sfaturi în legătură cu viitorul ei. Citat, pe lângă maestatea sa, împărăteasa, trebuie ca mai presus de toate să-l respecti pe marele duce Petru, ca stăpân, părinte și suveran, și să te străduiești să-i câștigi dragostea și încrederea, arătându-i o permanentă grijă și afecțiune. Stăpânul tău și voia lui sunt mai importante decât orice plăcere sau comoară din lume și nu trebuie să faci nimic din ce îi displace. No, mama ei i-a furat banii de trusou. Deși primiseră 10.000 de ruble de la regele Frederic al II-lea al Prusiei pentru trusoul Sofiei, mama ei i-a investit pe toți în propria garderobă și viitoarea mireasă abia avea cu ce să se îmbrace la întâlnirea cu logodnicul ei. Trusoul ei era foarte sărăcăcios. 3 rochii vechi, 12 camizole, câteva perechi de ciorapi lungi și multe batiste. Restul trusoului a fost improvizat din cearșafuri vechi ale mamei sale. Era ca și cum mama ei a cheltuit toți banii pe haine de firmă, iar pe fiica sa, viitoarea regină, a îmbrăcat-o de la second hand. Ne încălzește sufletul această demonstrație de iubire maternă. Până la urmă, Sofia și-a părăsit țara natală cu un cufăr mic, pe jumătate plin, cam cât ar fi avut zestre o fată de la țară. A plecat într-o țară instabilă politic, a trebuit să devină ortodoxă din luterană și a primit un nume nou de la împărăteasa Elisabeta. Așa a devenit Sofia Ecaterina. La puțin timp după nuntă, Ecaterina a scăpat în sfârșit de mama ei pentru tot restul vieții. Împărăteasa Elisabeta nu-i mai suporta intrigile, dar și faptul că aceasta spiona în Rusia din partea Prusiei. Și 10. O căsnicie neconsumată timp de ani de zile. Cei doi miri care urmau să conducă Rusia împreună erau încă minori, iar Carol Peter Ulrich era clar imatur din toate punctele de vedere. Se spune că fetele se maturizează mai repede decât băieții, dar poate Ecaterina a fost obligată să crească de timpuriu pentru a scăpa mai repede de acasă. În primii 9 ani ai căsniciei, Peter nu a atins-o pe Ecaterina. Deși era cu un an mai mare decât soția lui, acesta încă se juca cu soldăței de jucărie, dar măcar respecta regulile. În timpul zilei, soldații stăteau sub pat, neatinși. Abia când Ecaterina și Peter se băgau în pat seara, acesta avea voie să se joace. Doica și supraveghetoarea lor, Madame Kraus, îi scotea soldăței de sub pat, iar Ecaterina nici nu putea să se miște în pat de la atâtea jucării. Până la urmă, dacă soțul ei era mai implicat, poate Ecaterina nu ar fi ajuns niciodată să fie numită cea mare. Cam atât pentru astăzi, textul a fost scris de Roxandra, cea mai nouă membră a echipei Zaiafet, din minunata carte Ecaterina cea mare, portretul unei femei, de Robert K. Maisie. Link în descriere. Cartea e bună și merită citită. Clipul a fost realizat cu ajutorul fraților de pe Patreon. Dacă dorești să sprijini și tu proiectul, intră pe patreon.com/zaiafet sau dă click pe linkul din descriere. Până data viitoare, dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să vă abonați, să-i dați un like și mai ales un share pe Facebook.